Și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi un unboxing de la Yves Rocher și doar am desfăcut cutiuța, să nu mai greșesc, să fiu corectată. Mă cam grăbesc de obicei și am decis să filmez așa pentru a vă arăta mai bine produsele și cadourile. Și aici am factura, care nu cred că vă interesează. Au fost niște oferte la Yves Rocher pe site și cred că încă le mai găsiți. 1 plus 1 gratis și eu am luat în felul următor. Un gel de duș din acesta și șampon 2 în 1 la 200 de mililitri. Și este ceva de genul Monoi de Tahiti. Cred că o să le pocesc un pic. Și are 200 de mililitri. Și au fost ambele la 16-17 lei, cam așa. Și am luat două seturi din acestea. Am luat și două flăsuțe din acestea. Cred că a fost 80 de bani bucata, ceva de genul. Ca și cadou am primit acest capod, dar văd că este schimbat, nu este cel din de pe site. Eu l-am mai primit pe acela, îl am, dar văd că ăsta este altul și îmi place mult mai mult. Este superb. Nu știu cât de bine se poate vedea, dar o să dau la o parte cutia pentru a vi-l putea arăta. Cam așa arată el. Este nemaipomenit. Are așa un detaliu aici. Și este destul de lung. Și are acest cordon. În continuare, am avut tot ca și cadou. De fapt, am primit acest set format dintr-o apă de toaletă cu lăcrămioare, mărgăritar. Și are 100 de mililitri. Un lapte de corp la 200 de mililitri din aceeași gamă și un gel de duș tot la 200 de mililitri, eu le-am mai primit. Și tot cadou am primit acest gel de duș cu rodie și ceva la 400 de mililitri. Aici am catalogele și revista Bituinas pe care eu vi le-am și răspoit. Tot eu am luat aceste rezerve de gel de duș din gama Hamamelis. O să vă arăt așa. Și are 250 de ml fiecare. A fost la 15 lei ambele. A fost 15 lei, 1 plus 1 gratis. Și tot eu am primit această brățărică. Chiar mi-ar place ca acest clip să iasă bine și să vedeți cam tot ce primesc și v-am tot zis că am primit cadouri, dar n-am putut să vi le arăt cu o mână, nu prea pot să filmez, așa că cam așa arată. Și spun ei că este un cristal Swarovski, nu știu de bine puteți vedea. Nu știu, cam așa. Arată binișor. Eu o mai am. Și am avut două luciuri din acestea de buze. A fost la 20 de lei ambele, adică a fost 20 de lei unul și îl primeai pe al doilea gratis. Și este nuanța roșie. Eu nu l-am văzut în catalog pe acesta, l-am văzut doar acum pe site și am decis să-l iau. Este un gloss la 400, la 4,5 ml, îmi cer scuze. Și este roșu intens. Da. Am avut și două tușuri din acestea tip carioca, din gama Vertige, în nuanța neagră. Așa. Acestea au fost la 21 pic de lei, cred, sau 31 pic de lei, ambele. Am luat și două creioane din acestea, tot în varianta neagră. Astea au fost, cred că, la 17-18 lei ambele, nu știu să vă zic exact. Două oje din acestea și este figue, ceva de genul, vă arăt, nu știu dacă și focalizează. Am avut și din gama aceasta, cum îi spunea la gama asta, cu efect de gel,
Am avut nuanța framboa intens sau ceva de genul. Iar unele tot cu efect de gel. Prun misterio sau ceva de genul. Nu mă pricep la franceză. Dar cam așa arată. Nu prea se vede chiar culoarea foarte bine. Și două, așa, un nude roz cenușiu. Asta e trecut. Văd că ăsta e trecut în franceză, iar ăsta este trecut în română. Am primit și o monstră de la parfumăria L'Amour și am luat și mai multe fonduri de ten. Și este vorba de acesta fond de ten hidratant, fără alcool și o să vă arăt cum arată unul, deoarece este al meu. Cam așa arată și vine cu o pipetă. Cam așa. Sper să mi se potrivească. Și acesta este în nuanța, nu spun exact nuanța, beige 200. Acesta este la fel. Au fost 1 plus 1 gratis. Acestea au fost la 55 de lei, cred, ambele. Beige 300. Tot beige 200. Iar acesta, beige 300. Bun, fetelor! Și cam asta a fost comanda mea. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final și vă aștept în continuare pe canalul meu. La revedere!